Are mama 4 fete, 4 suflete pereche. Una dintre ele născută a doua zi de mama sa. Iar astăzi ea vrea să spună: mulțumesc, mama, pentru viață. Doamna Tatiana, la mulți ani! Când clipesc dispar și doare, găsesc nicio scăpare. Văd că nu mai ai răbdare să vedem de ce ne-ndoare. Poate am greșit sau nu, ești fericit. Ochii nu mai au culoare, simt că pleci și nu am stare. Spune-mi sincer, chiar dacă te doare, hai răspundem la o întrebare. Dacă m-ai iubit, responsabilitatea enormă pentru fiecare cuvânt pe care am să-l transmit, cele care cu adevărat merită. O femeie care astăzi face nu 60 de ani, ea este tânără și veșnic tânără prin prisma fetelor pe care le are. Astăzi mă uit la dumneavoastră ca la o eroină, o femeie care a putut mai multe decât oricare altă femeie. O femeie care păstrează sufletul tânăr și pe chipul ei se văd greutățile prin care a trecut. O femeie atât de măruntă, dar atât de puternică, la caracter, la voce și la soartă. Cine era să creadă că o femeie atât de simplă era singurică, absolut singurică, să crească 4 fete și astăzi să se bucure de rezultate? Astăzi țin un buchet de flori pe care vi-l aparține, nu doar astăzi, dar care îl meritați în fiecare zi. O femeie care toată viața ei a jertfit-o pentru un singur lucru, pentru copiii săi. Astăzi mă uit la dumneavoastră și văd în spatele vostru un destin cărora, cred eu, ar trebui să se atribuie medalii de aur pentru femeia eroină. Astăzi am să încep a spune mesajul de felicitare după ce am să spun că sunteți o femeie minunată. O femeie care a muncit, muncește și care se bucură de rezultatele sale. O mămică, o bunică, iar astăzi o tânără și superbă femeie. Astăzi voi ține aceste flori și voi începe a spune mesajul de felicitare.
scumpa și draga noastră mamă. Te iubim atât de mult încât nu ar exista în această lume o limbă care ar transpune fiecare emoție pe care o simțim pentru tine. Toată viața ta, mămică, nu te-ai gândit nicio zi la tine. Ne-ai crescut pe toate patru singurică și multă lume în soarta ta a spus că n-ai să poți. Și plângeai, mama, noaptea, noi nu te înțelegeam, dar înțelegeam că mama ne iubește și tot ceea ce face, o face pentru noi. Mamă, toată viața ai stat cu gențile în mână. Plecai pe portiță și nu știai când te întorci. Știai că o vei face atunci când totul se va aranja, iar fetele tale o să fie îndestulate. Rămâneam cu sora mai mare, cea care mi-a fost și mamă, și soră, și prietenă. Și împreună cu ea plângeam atunci când era greu și eram fericită, atunci când știam că te întorci acasă. Mai ții minte, mamă, cum te întorceai seara târziu sau poate chiar noaptea pe neprins de veste, iar noi toate patru țăream în brațe și spuneam: mama, mama a venit acasă. Mama, îți înțelegem durerea prin care ai trecut, țările prin care ai fost. Rămâi a noastră eroină, o pasăre călătoare care a călătorit prin toate aceste țări doar pentru ca nouă să ne fie bine. Ne-ai organizat tuturor viața și ai jertfit din timpul tău pentru ca nouă să ne fie bine. Astăzi, mamă, toate patru am crescut. Suntem mândri să-ți purtăm un numele. Astăzi soarta s-a întors cu bucurie spre noi și ne oferă timpul tău, pe care cred eu că Dumnezeu ne l-a trimis înapoi. Astăzi, mămică, printre toate patru fete, ai o singură fată care nu îți va sta în brațele tale și îți va spune la urechi: te iubesc, mamă, la mulți ani, mamă. Ți-ai făcut un cadou a doua zi după ziua ta de naștere și ai știut că acest cadou mereu îți va purta numele așa cum au făcut și surorile mele. Astăzi, de departe, îți duc dorul de un an și 5 luni. Anul în care ne-am vorbit doar la telefon și ne-am văzut doar 3 imagini. Astăzi, mamă, vreau să-ți spun un secret. Când eram eu micuță, vroiam să-ți ofer astfel de flori. Dar, mamă, puneam și eu bănuț cu bănuț, fiindcă așa m-a învățat mama. Să nu cheltui prea mult și să nu fac cheltuieli, fiindcă nu se știe cine așteaptă ziua de mâine. Dar astăzi, mamă, am spus, mama merită tot ce este mai bun. Și am economisit, mamă, pentru acest buchet de flori, fiindcă îți aparține ție. Buchetul fericirii, a tinereții, a unei femei frumoase. Femeia care toată viața a trăit-o prin prisma a 4 fete fericite. Astăzi, la această masă, vor sta fetele voastre. Va sta și Alvina, și Rodica, și Anișoara, o singură fetiță care mâine se va trezi și va sufla o lumânare de fericire, nu va fi alături de voi, dar care m-a trimis să vă ofer 23 de trandafiri pentru 23 de ani. Cărora știe numele mamei sale. Cum se numește fata care mâine împlinește câți ani? Irina. Irina, 23 de ani! Uitați-vă că astăzi a zis mama merită cu mult mai mult, dar să știți că vârsta aceasta e mai fericită atunci când o știu pe mama, sănătoasă și împlinită. Haideți să o aplaudăm pe surioara Irina. Da. Și Irina mi-a spus un secret. Mi-a zis: te rog frumos, acești trandafiri nu vor valora atât de mult dacă vor fi oferite de tine. Te rog mult de tot să le oferi surioarele mele, prietenele mele, fetele cu care am împărțit aceleași hăinuțe, împărțim aceeași mamă, același destin și parcă nu de mult aceeași căsuță. Fetelor, am trecut prin multe greutăți prin Irina și cine era să creadă că acum eram să fim fericite așa cum suntem. Atunci credeam că n-o să mai vină fericirea, dar uite că a venit și o vedem pe mama sănătoasă. Alvina, Rodica, Anișoara, mă ajutați să ofer acest buchet de flori pentru mama din partea Irinei. Thank you.
este o fetiță care a vorbit atât de frumos despre fiecare dintre voi. Am zis că o familie atât de unită merită odată și odată să stea la aceeași masă, toți împreună. Astăzi, Irina vă transmite o bucățică dulce de tort. Tortul care cred eu că vor aduce starea de bine pe sufletul vostru. Astăzi, doamna Tatiana, am o mândrie să-l port pentru o eroină, o femeie care a ridicat această țară prin prisma familiei sale. O femeie care putea oricând să lase mâinile jos. O femeie care a ridicat spatele odată, iar în mâine avea 4 fete. Și nu mai durea și spatele, dar tot 4 fete să se iau tortul acesta este cu dragoste pentru dumneavoastră din partea Irinuțe, din partea celor care vă cunosc și cei care vă doresc numai sănătate. Acum am să spun ceva de la mine, dacă îmi permiteți, doamna Tatiana. Aveți 4 fete minunate. Alvina, Rodica, Irina și Anișoara. Alvina s-a îndrăgostit de cel mai demn dintre toți bărbații. De cel care a știut să o iubească și o iubește în continuare, de Andrei. Are împreună 3 copii frumoși, Adrian, Dumitru și Sabina. Așa, după vine Rudicuța noastră, Adrian, care l-a ales cu sufletul pe cine moare, pe cel care știi să apucă dragă în gradă la mama sa. Valeria a știut cu dragoste să oferi dragoste încă la 2 copii, nu? Valeria și Rafael. După vine Irinuța, care vă promite. Uite, a dat promisiunea că mama o să ai și de la mine nepoți, dar nu mă grăbi. Totul la timpul său vine. Și ea s-a îndrăgostit de cine credeți voi? De un Ion falnic, arătos. El vă spune mulțumesc pentru o fată educată. Și se știe că și Anișoara a adus în casă 2 băieți. Un Ion, uitați-vă ce bărbat naut așa, care știe și el să facă un băiețel și acesta se numește Sebastian. Uitați-vă câți oameni dintr-o singură femeie. Mai puteți, doamna Tatiana, uitați-vă, o femeie mărunțică, dacă te-a putut să facă. Eu vă mulțumesc mult pentru 4 oameni frumoși care acum știu să aducă în casa voastră nepoți și mă bucur în sfârșit să aveți colțul vostru în această localitate, să vă fie de bine și un început de viață, fiindcă știu că a doua tinerețe a început la ce vârstă? La 60 de ani. La mulți ani! Șampania aceasta e pentru cine? Pentru voi! Pentru voi toți, domnul Valeriu! Ai știut să aduci targa? Să torni și șampania, te rog frumos! Așa, paharele și... Vedeți când aveți bărbați în casă, unul deschide șampania, altul aduce pahare. Ia atât ce trebuie o fetele să aducă băieți în casă. Poți mulțumesc, Irinuță, mulțumesc frumos! De mulți ani, mamă! Îți mulțumesc. Dorim mult sănătate, fericire și cer scuze că azi, la așa zi frumoasă, nu sunt alături. Sperăm de alta! Mulțumesc, mamă! Mulțumesc frumos! Mama dumneavoastră este foarte tânără, are niște ochi albaștri care le văd deja practic în fiecare ochi a surorilor tale. Fetele acestea au plâns, știți de ce? Fiindcă ele au înțeles fiecare cuvânt pe care tu l-ai transmis. Vei dintr-o familie care și-a dorit un singur lucru, ca fetele să le fie bine. Și vouă acum vă este bine, sunteți pe mâini bune. Fetelor, să salutăm pe Irina! La năsuc, ia ca așa. Să fie de sănătatea ta și a mamei tale și a familiei tale, a surorilor tale, a nepoților tăi și a bărbaților care vin în casa aceasta să le aducă numai bine. Și mulți ani trăiască pentru toți. Mulți ani trăiască la mulți ani și... Mulți ani trăiască la mulți ani. Dar cine să trăiască? Mama Tatiana, 4 fete, mare, să crească până la 140 de ani și atunci ea o să mai gândească, mai vrea un pic sau nu, bine? Mulți ani trăiască! Thank you.
Doamne, dar mult sănătate, bucurie și mulțumesc. Mulțumesc, mamă, mulțumesc. Și ești alături de noi când avem nevoie. Mulțumesc. Mama, suflet de stea, gând de izboare, lacrimile îți sub mărgăritare, dulce-al meu cânt, vis și iubire, sfânt legământ, între suspine, frumoasă mea mamă, rază de soare, creația Domnului, nemuritoare, frumoasă mea mamă, rază de soare, creația să-mi amăr.